ce înseamnă oare să fii creștin. Și mă rog ca în această dimineață Duhul Dumnezeu să ne ajute și să învățăm ce înseamnă să fii un creștin. Ce așteptări Dumnezeu are de la tine. Mă rog ca Duhul Dumnezeu să-ți vorbească și să-ți schimbe perspectiva vieții de azi încolo. Amin. Amin. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în urmă cu 2000 de ani. Ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Toți cei care cred în El să fie mântuiți. Apoi spune Scriptura că a murit și a înviat și s-a înălțat la ceruri. Însă, au rămas 12 ucenici care au plecat mai departe și au câștigat, ca să zic, lumea pentru El. Au câștigat mulți oameni. Dumnezeu a văzut că oamenii se duceau în iad și atunci a văzut soluția trimițindu-L pe Fiul Său. Și toți cei care cred în Fiul Său, în jertfa Lui de pe cruce, să primească mântuirea în dar. Noi creștinii trebuie să fim mâinile și picioarele și ochii și gura lui Iisus. O să citim un verset din Sfânta Scriptură, 1 Corinteni 12:27. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele Lui. Te indică tu care ești creștin. Trebuie să trăiești și să faci lucrurile pe care le-a făcut Iisus. Biserica este trupul Domnului. Noi suntem mâinile Lui, ochii Lui, gura Lui și picioarele Lui în această lume. Noi suntem chemați să facem lucrurile pe care Iisus ar dori să le facă pe pământ. Te-ai gândit vreodată la lucrul acesta? Biserica trebuie să se asemene în scopuri și împliniri cu Hristos și să-L urmeze pe El. Acum aș vrea să vă prezint câteva lucruri. Nu știu dacă te-ai gândit vreodată la ele. Dacă ai meditat la viața dintr-o astfel de perspectivă. Tu ai 12 ani de școlarizare și poate mulți dintre asta au chiar mai mult, au și facultate sau... E un har al Domnului, alții nu au nici măcar scaun. Tu ești cu vaccinurile la tine. Ești sănătos. Ai medic de familie. Ești binecuvântat de lucrul acesta. Lui cine să-i le facă? Copii abandonați, copii care au fugit de acasă, care stau în canale. Tu mănânci de 3 ori pe zi. Slavă Domnului, ihar Domnului, ai ce să pui pe masă. Ia mănâncă din gunoaie. Sunt atâția sărmani, atâția oameni care își aleg mâncarea din gunoaie ca să supraviețuiască. Tu ai 2 regle de încălțăminte și unii au chiar un raft plin. El nu are ce să încalze. Tu ai haine care să le poți. De multe ori trebuie să le schimbi, să te asortezi la culoarea. El are o haină și aceea este ruptă. Scriptura ne învață. Cine are 2 haine, una s-o dea la cel care nu are deloc. Tu ai un pat și o cameră unde dormi. Slavă Domnului! Harul Domnului! Ea doare pe stradă. Și câți nu sunt care dor, nu au unde să doară. În Evanghelia după Matei, capitolul 25, versetul 34-36, spune așa. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui. Veniți binecuvântați Tatălui, Tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți.
am pus în temniță și ați venit de la mine. Ești pregătit să fii ceea ce trebuie să fii? Să fii un creștin adevărat? Ești gata să faci ceea ce trebuie să faci? Noi suntem mâinile lui Iisus, de picioarele lui, ochii lui și gura lui. Te-ai gândit că în lume sunt 33% creștini și restul alte religii? Sunt oameni care se duc în iad. Sunt oameni din jurul nostru care nu cunosc salvarea oferită de Iisus în dar. Tu faci ceva? Ce-ar fi făcut Iisus dacă era astăzi în acest loc? Sunt sigur că ar fi plecat să spună. Sunt sigur că El s-ar aștepta ca și tu să faci același lucru. Să te duci la altul. Să ridici. Și nu doar să spui despre mântuire, despre salvare, ci pur și simplu să-L ajuți și să ridici. Cum poți fi mâinile lui Iisus? Te-ai gândit? Poate o să spui, da, de astăzi vreau și eu să fiu mâinile lui Iisus. Vreau și eu să fac ceea ce trebuie să facă un creștin adevărat, ceea ce se așteaptă Dumnezeu de la tine să faci. Da, vreau să fiu mâinile lui Iisus. Ce trebuie să fac? Mai întâi și întâi, trebuie să te uiți, să vezi ce a făcut Domnul Iisus cât a fost pe pământ. Și să iei exemplul Lui. Mai întâi, trebuie să știi ce a făcut Iisus. Și ca să știi ce a făcut Iisus, trebuie să citești Biblia. Trebuie să mergi la o biserică unde este predicat Evanghelia, unde este predicată Biblia și ceea ce a făcut Dumnezeu, ce a făcut Iisus Hristos. Deci mai întâi trebuie să-L iei exemplu pe El, în toate lucrurile. Ca să fii mâinile lui Iisus, mai întâi trebuie să ții mâinile în rugăciune, așa cum a făcut și Domnul Iisus. Domnul Iisus a avut momente în care se retrăgea și stătea în rugăciune ca să audă vocea Tatălui. Nimic nu a făcut fără să stea mai întâi în rugăciune. A stat în rugăciune ca să afle voia Tatălui. Ce să facă mai departe? Cum poți fi mâinile Iisus? Mai întâi trebuie să ai o viață de rugăciune. Amin. Ca să știi mai departe ce trebuie să faci, unde să te duci, unde sunt nevoile. Domnul Iisus a fost dispus să se murdărească ca să slujească. Spune Scriptura că la un moment dat a luat un prosop și un lighean cu apă și le-a spălat picioarele ucenicilor. Wow. Lucrul acesta îl făcea doar sclavii, doar slujitorii. S-a smerit și a arătat că El e gata să se murdărească. Dacă se întâlnea cu cineva pe stradă, era gata să-L ajute, să-L ridice. Era gata să se murdărească. Tu ești gata să fii mâinile lui Iisus? Ești gata să te murdărești? Ca să fii mâinile lui Iisus, trebuie să ai părtășie cu ceilalți oameni. Amin. Domnul Iisus a avut părtășia, cinat cu păcătoși, a fost acuzat că El stă la masă cu curvarii, cu vame și cu tot, cu toată pleaba societății. Așa l-acuzeau farizeii. Ia uite cu cine. Alții acuză în biserică. Cine se duc acolo? Cei care nu au școală? Cei care sunt slabi de minte? Eu vă spun că Dumnezeu are de toate păturile societății oameni ai Lui. Și trebuie să fie Dumnezeu. Și pe aici sunt polițiști, asistente și altfel. Dar, în primul Dumnezeu nu se uită la lucrul acestea. El a venit ca să salveze ce era pierdut. A venit oamenii aceia care s-au recunoscut păcătoși. Cum poți fi mâinile lui Iisus? Atunci când ai părtășie cu oameni și vrei să-i câștigi și pe ei, să le arăți calea lui Dumnezeu. Cum poți fi mâinile lui Iisus? Atunci când îți faci timp și pentru oameni. El mergea pe stradă și dacă îl oprea cineva, de exemplu, un orb, hei, ajută-mă și pe mine. Credeți că mergea mai departe? Ai, să-mi văd de treabă, lasă-l pe ăsta. Se oprea, se ruga pentru el și îl vindeca.
întotdeauna când se intersecta cu oamenii, se oprea și ajuta nevoia respectivă. De multe ori noi vedem de treaba noastră, de viața noastră și nu vedem nevoile. Ne intersectăm cu oameni care au probleme, care au nevoi și nu ne interesează. Dacă vrei să fii mâinile lui Iisus, trebuie să faci ce a făcut Iisus. Când te intersectezi cu oamenii, trebuie să vezi nevoile lor și trebuie să-i ajuți. Dumnezeu să ne ajute. Amen. Amen. Cum poți fi mâinile lui Iisus? Primul rând, El a folosit mâinile ca să binecuvânteze. Au venit părinții cu copiii în brațe. Doamne Iisuse, te rog, roagă-te pentru ei, binecuvântează-i, pune-ți mâinile peste ei. Ce au spus ucenicii? Ei, nu, nu, lasă că n-are treabă, nu are timp acum. A vrut să-i oprească, dar Iisus a zis, lăsați-i să vină. Întotdeauna a binecuvântat, întotdeauna s-a rugat pentru ceva. El și-a folosit mâinile ca să binecuvânteze. Mâinile tale trebuie folosite să binecuvântezi pe alții, să mângâi, să ajuți, nu să dai palme. Eu știu altceva. Iisus a folosit întotdeauna mâinile ca să binecuvânteze. Când ai binecuvântat ultima dată pe cineva? Când ai mângâiat ultima dată pe mama ta? Când ai binecuvântat ultima dată copilul tău, fratele tău? Când ai spus o vorbă bună? Când l-ai atins, să-i spui, țin la tine? Când ți-ai folosit ultima dată mâinile ca să binecuvântezi pe cineva? A binecuvânta înseamnă a spune vorbe bune. Bine cuvânta, bine rosti, să rostești lucruri bune. Când ai rostit lucruri bune? O, Doamne, ajută-ne! Vocea noastră să o folosim doar să rostim lucruri bune. Amin. O să vă spun o întâmplare. În urmă cu mai mulți ani, un grup de agenți imobiliari au fost la o conferință și când s-a terminat conferința, s-au grăbit repede să prindă avionul. Și acolo, înainte de aeroport, erau câteva tărabe și se vindeau fructe, mere la expoziție. Și toți din grupul acela s-au grăbit repede, au alergat și au răsturnat taraba aceea sau merele acelea care erau la expoziție și erau pentru vânzare. Toți s-au dus mai departe, să repede să prindă avionul, se întoarcă acasă, pentru că le-au promis la soții că se vor întoarce și nu vor întârzia. Și nu le-a păsat de acele mere care erau vărsate de pe tara. Ultimul însă nu putea să pleacă mai departe. Nu lăsa conștiința. Și le-a spus la ceilalți, ei, dacă mergeți, sunați și vă rog și soția mea, spuneți că vin cu următorul avion. Eu trebuie să ridic merele la această vânzătoare. Această vânzătoare era o fată oarbă. Acest om, acest agent, a ridicat toate fructele de acolo, le-a pus, le-a aranjat pe masă, acolo, la expoziție, dar a văzut că câteva dintre ele erau stricate. Și a zis, uite, astea sunt stricate, dă-mi voie să ți le plătesc eu. Și a dat acolo suma respectivă care trebuia. Această femeie, această fată, plângând pentru ce i se întâmpla, se spunea, omule, tu ești cumva Iisus? Ești cumva Iisus? Ești tu Iisus? De cu lucrurile astea? Întrebarea care ți-o pun, ești tu Iisus astăzi pentru cei din jurul tău? Ești tu Iisus? Te confundă oamenii din greșeală cumva cu Iisus pentru bunătatea ta? Pentru ajutorul care îl dai? Pentru vorbirea ta minunată față de ceilalți? Ești tu Iisus cumva? Dragii mei, acesta este destinul nostru. Dacă te numești creștin, să nu fii un creștin de formă, un creștin de doi bani, ci să destinul nostru este să fii ca Iisus. Să fii mâinile Lui. Domnul Iisus a vindecat bolnavi. S-ar putea să nu ai darul să, atunci când te rogi pentru cineva să fie vindecat, așa cum a făcut Mântuitorul. Dar sunt atâtea inimi zdrobite
pe care poți să le spui o vorbă bună și să-i mângâi, poți să-i încurajezi. Sunt atâția oameni care sunt căzuți aproape jos la pământ și tu poți să le dai o alinare, o vindecare prin cuvintele tale. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Cum poți fi mâinile lui Iisus? Atunci când ai mâini sfinte. Ce înseamnă lucrul acesta? Când ai mâini. Când ești un om integru. Un om curat. Un om care caută să-și trăiască viața fără păcat. Și nu în ultimul rând, cum poți fi mâinile lui Iisus? Atunci când ai mâini, când mâinile tale chiar se rănesc pentru a face lucruri bune pentru alții. Spune că Mântuitorul a suferit cicatrici pentru noi. Dacă și-a arătat palmele Domnul Iisus, ce ați vedea în palme? Semnul găurilor. O să vă mai spun o întâmplare. Un băiat, 10 ani, sunt mulți adolescenți aici. Un adolescent a terminat liceul. Și la banchetul care îl organiza, nu în România, bineînțeles, în străinătate, în Statele Unite, trebuiau să vină și cu părinții și să facă o poză de grup toți cei care au terminat liceul. Cred că aici în România tinerii nu ar accepta să vină părinții la fotografie. Băiatul acesta tânăr avea doar mamă. Nu avea și tată. Mama lui avea mâinile alse, mâinile pline de răni. Deci acum să mă duc eu să fac poze la banchet? Mie nu-i spun la mama mea. Mi-e rușine. Să o chem pe mama, să vadă ceilalți colegi și ceilalți părinți acolo. Nu o să o chem. Zi și făcut. Deși mama lui de mic l-a crescut singură, a muncit și l-a ajutat să facă școală, să ajungă, numai ea știe cum a lucrat. S-a dus la banchet, când l-au întrebat colegii, ceilalți, păi, de ce n-ai venit cu părinții? Păi, a mințit și el ceva. Sunt plecați într-o călătorie de afaceri. A trecut banchetul, mama lui l-a ținut mai departe la facultate. Așa cum era cu mâinile, așa mică. Se lasă când vă stăuiți la mâinile ei astea. Și a venit într-o vacanță de la facultate acasă și un vecin l-a oprit și a zis: băiatule, vreau să spun ceva. Tu știi de ce are mama ta rănile acelea pe mâini? Ce nu știu? Când ai fost mic, a luat foc casa voastră și a căzut o grindă încinsă deasupra ta. Și ea a luat cu mâinile ei. A dat grinda la o parte și te-a luat în brațe și te-a scos. De aceea, mama ta are mâinile astea. Ar trebui să săruți mâinile în fiecare zi. Pentru că te-a crescut cu mâinile acelea. Suferinte. Singură. Ar trebui în fiecare zi să-i săruți mâinile. Dacă ne uităm la mâinile Mântuitorului, la cicatricile lui, ar trebui să ne gândim ce a făcut el pentru noi, cât a suferit, ca tu și eu să fim salvați. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Să înțelegem. Mâinile care ne-au adus salvare. Cum poți fi picioarele lui Iisus? Poți fi picioarele lui Iisus doar dacă ai stat la picioarele lui Iisus. Ucenicii, spune Scriptura, că au stat la picioarele lui Iisus și au învățat de la El. Au învățat toate lucrurile bune. Au stat 3 ani și jumătate la picioarele lui Iisus. Și noi avem nevoie, ca să facem ceea ce a făcut Iisus, să stăm la picioarele Lui. Adică
să învățăm din cuvântul Său, să avem părtășie unii cu alții, să ne zidim unii pe alții în cuvânt. Cum poți fi picioarele Iisus? Atunci când picioarele tale sunt obosite pentru alții. Când sunt obosite pentru alții, nu pentru tine. Pentru tine toată ziua ai muncit de dimineață până seara. Când sunt obosite pentru alții, să te duci să ajuți pe alții. Să te duci să vestești Evanghelia și la alții. Să te duci într-o vizită. Domnul Iisus în fiecare zi se ducea. Se ducea la sinagogă, se ducea în vizită în familie și le vorbea despre dragostea lui Dumnezeu. El tot timpul mergea și a folosit picioare să meargă. Tu cum îți folosești picioare? Doar pentru tine? Doar pentru tine? Spune, el nu crede. Mergând să vestește Evanghelia. Evanghelia înseamnă vestea bună. Vestea bună că Dumnezeu vrea să te faci cu El. O tânără a fost sechestrată odată de niște tâlhari și credea că îi vine sfârșitul. Era o tânără credincioasă. Și spune că ea în continuu repeta Psalmul 23. Știi ceva cum începe Psalmul 23? Domnul este păstorul meu. El mă paște, păstorul meu. Și ea cât a fost sechestrată, repeta Psalmul 23. Dumnezeu a făcut o minune, au venit salvatorii, au eliberat-o și drept mulțumire, ea și-a deschis o mică păvicuță de încălțăminte și pe talpa încălțămintei a scris așa: Iisus te iubește. Și toți cei care mergeau pe plajă apărea scris talpa cu Iisus te iubește. Deci, Doamne, măcar atât să fac. Pentru că Tu m-ai iubit și m-ai scăpat, vreau ca toți să știe de acum încolo că Iisus mă iubește. Iisus te iubește. Te-ai gândit la lucrul acesta? Dumnezeu să ne ajute. Amin. De unde mergi tu să vadă oamenii că Iisus iubește? Asta înseamnă să fii creștin adevărat. De unde mergi tu să zică oamenii Iisus mă iubește? Cum poți fi ochii Lui? Când privirea ta este plină de milă ca a lui Iisus. Deci, vreau să vă spun că toți cei care s-au întâlnit cu Domnul Iisus, cât a trăit El pe pământ, și privirea lor s-a intersectat cu privirea lui Iisus, niciodată n-au mai fost aceiași oameni. Când privirea ta se intersectează cu privirea lui Iisus, nu mai poți să fii același om. Nu neapărat în carne, poate îl vezi în mod spiritual. Când vezi mila Lui, privirea Lui plină de milă. S-a uitat de sus în cer. S-a uitat la omenire. Și a zis, Tată, toți merg din iad. Niciunul nu poate să asculte poruncile care le-ai dat. E milă de ei. Îmi dai voie să mă duc eu. Să mă sacrific pentru ei. Pe cruce. Și toți cei care vor crede să aibă parte de rai. Îmi dai voie, Tată. E milă de ei. Și a coborât. Întotdeauna privea Mântuitorul. Ochii Lui plini de milă. Cum sunt ochii Tăi? Când vezi tu nevoile altora. Ai și tu privirea plină de milă, cum a avut-o Domnul. Cum poți fi ochii Lui? Când privirea ta este plină de dragoste ca Iisus. Privirea plină de dragoste ca lui Iisus. Cum poți fi ochii Lui? Când privirea ta atinge alte inimi. Spune în Sfânta Scriptură că la un moment dat Apostolul Petru l-a trădat pe Iisus. Domnul Iisus a fost prins și stătea la un foc acolo și Apostolul Petru și cu alți oameni se încălzeau, vrea să vadă ce se întâmplă cu Mântuitorul.
Și îl întrebau pe acolo oamenii, băi, tu n-ai fost cumva cu Iisus? Nu, și se blestema și înjura. Și, na. Nu, eu nu-l cunosc, să fiu așa, eu nu l-am văzut în viața mea. În sfârșit, de mai multe ori s-a întâmplat să se lepede de Iisus. Și la un moment dat spune Scriptura că a trecut Iisus pe acolo. Era dus dintr-o parte în alta. Și s-a întors și privirea lui Petru s-a intersectat cu privirea lui Iisus. Privirea lui Petru s-a intersectat cu privirea lui Iisus. Și spune că din acel moment Petru n-a mai fost același. A fugit de acolo, a plâns cu căință și cu amar de ce a făcut. Atunci când privirea ta se intersectează cu privirea lui Iisus, atunci te umilești și te vezi că ești un nenorocit, un păcătos care ai nevoie de iertare și de salvare. Numai în momentul când privirea ta este intersectată cu privirea lui Iisus. Atunci când te vezi tu cu privirea ta, eu cine sunt? Și când l-am văzut cu adevărat, când ochii mi s-au deschis și l-am văzut pe Dumnezeu ce minunat și am văzut că este viu și am văzut pe Iisus ce a făcut, când privirea mea spirituală, mă refer, s-a intersectat cu privirea Lui și am văzut mila Lui și am văzut că eu sunt un păcătos, un nenorocit, un mândru și tot. M-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, sunt un păcătos, am nevoie de iertare. Trebuie, la un moment dat, privirea ta să se intersecteze cu privirea lui Iisus. Spune, am citit o întâmplare că un misionar s-a dus într-una din insule. Acolo erau toți leproșii, cum să zic, puși deoparte. Nimeni nu avea grijă, îi puneau să nu fie în societate. Și era așa îngărduită acea insulă, că nimeni nu avea acces. Și acest misionar s-a dus de bună voie acolo și a început să le slujească la oamenii leproși. Lepra e o boală foarte urâtă, cade în carne de putine și nu știu, nevindecabilă. Și acest misionar, acest om, a slujit vreo 15 ani pe acei leproși. I-a ajutat. I-a ajutat să-și facă colibele acolo, să stea. Tot felul. Cu tot ce a putut. Dar le-a vestit și Evanghelia. Și întotdeauna începea, iubiți frați credincioși, așa începea să le spună vestea bună. Iubiți frați credincioși. După 15 ani, când a fiert ceva, i-au căzut câțiva stropi pe picior, stropi de apă fierbinte, și a dat seama că nu mai simte nimic. Dintr-o dată a realizat că și el a devenit lepros. Asta era primul simptom, că nu simți nimic. Și dintr-o dată perspectiva lui s-a schimbat. Când a început să le vorbească la cei leproși, le vestea și se adunau, spune, iubiți frați leproși. Până atunci începea iubiți frați credincioși. Iubiți frați credincioși. În momentul când și el a făcut lepră, deja înțeles altfel treaba. A spus, iubiți frați leproși. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Când privirea ta atinge inima, când ochii tăi sunt mereu ridicați spre cer în rugăciune, cum poți figura lui Iisus? Când vorbirea ta aduce viață. De multe ori, vorbirea ta aduce mai mult lecaz, aduce mai mult blestem. Atunci când vorbești urât, când, eu știu, rostești cuvinte negative peste aproapele tău, vorbirea ta trebuie să aducă viață. Viață. Vrei ca de acum încolo vorbirea ta să aducă viață? Vrei? Am citit o întâmplare, vă spun mai plac întâmplările. John Wesley, unul din marii oameni ai credinței, Dumnezeu l-a folosit în Anglia în mod minunat și s-au întors mulți oameni. Și pe sate mergea și vorbea acolo și mulți oameni s-au întors. Și un om, un bărbat, din cauza că soția lui s-a pocăit, l-a dat în judecată pe acest evanghelist, pe John Wesley.
Și la judecată trebuie să vorbească și omul acesta. Dom'le, de ce l-ai dat în judecată pe evanghelistul acesta? Păi, spune, domnule judecător, nevasta mea, înainte, avea limba ca un cuțit. Tot satul știa. Era cea mai tare limbută, ca să zic, cea mai tare țață, cea mai... Și acum, e ca un el. Nu mai auzi că spune nimic. Când a auzit judecătorul lucrul ăsta? Știi ce, domnule? Du-te înapoi. Să facă evanghelistul ăsta cu toate femeile astea arțăgoase din sat, așa să facă. Înțelegeți? Gura ta, vorbirea ta, se schimbă atunci când este cu Iisus. Eu vreau să spun că înainte de a mă întoarce la Dumnezeu, înainte de a mă bucăi, la fiecare trei cuvinte spuneam în jurătură. Nu puteam să mă abțin. Însă vorbirea mea s-a schimbat după ce m-am întors la Dumnezeu. Cum poți figura lui Iisus atunci când prezinți Evanghelia cu pasiune? Prezinți vestea bună, prezinți Cuvântul Dumnezeu cu pasiune? Când spui întotdeauna adevărul, poți fi figura lui Iisus. Domnul Iisus, El este exemplul nostru. El a spus întotdeauna adevărul. Tu, ca și creștin, trebuie să spui întotdeauna adevărul. Ești de acord? Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ești pregătit să spui adevărul? Aș vrea să închei o întâmplare. Ați auzit de Richard Wurmbrand? Da. Dar cei mai mari români a ajuns pe locul 5. Un om al lui Dumnezeu. A fost un creștin care în perioada comunistă a fost închis mulți ani în pușcăriile comuniste și a scris mai multe cărți, între care una este cu Dumnezeu în subteran. Și povestea într-una din cărți că acolo, în acea închisoare, era o celulă în care erau pușcăriașii care erau gata să moară. Cei mai bolnavi și cei mai vai și amar, care nu mai aveau unde trăi. Și spune că și el ajunsese, se îmbolnăvise la un moment dat așa de rău, încât ajunsese în acea celulă, unde erau toți muribunți. Și acest Richard Wurmbrand povestea că la un moment dat a văzut un păstor acolo, care era și el bolnav, dar nu chiar așa. Și păstorașul acela se ducea la fiecare pat. Și din puținul care l-avea el, din pâinea, bucățica aia uscată, din ce avea el, se ducea la fiecare bolnav, care era mai grav ca el. Și spunea, uite, vreau să-ți dau. Ajuta, îl mânduia, acoperea pe ceilalți. Făcea, îngrijea pe fiecare. Pe fiecare. Și nu numai că îngrijea, încerca să le vorbească și despre Dumnezeu. Și la un moment dat, i-a vorbit la un muribund acolo, la un om care n-are treabă cu Dumnezeu. Și acel muribund întreabă, văd că vorbești despre Iisus. Cum pot să știu despre Iisus? Cum pot să-mi dau seama că El este, că este așa Iisus cum îmi spui tu? Cum pot să realizez lucrul acesta? Și atunci acel păstoraș, plin de smerenie, i-a spus, Iisus este ca mine. El face lucrurile care le-am făcut și eu. Și atunci, acel muribund a zis, dacă este ca tine, atunci îl iubesc. Dacă Iisus este ca tine, îl iubesc și vreau și eu să-l am în viața mea și în inima mea. Dacă Iisus Hristos este ca tine, atunci și alții se vor întoarce la tine.
la El. Dacă toți oamenii v-ar cunoaște pe voi, dacă tu ai putea să spui la altul, Iisus este ca mine. Uite smerenie. Atunci multe gente ar fi scriva, multe familii ar fi scriva. Dacă ai putea să spui, tinere, Iisus este ca mine și la alt tânăr, generația aceasta ar fi schimbată. Haide să ne ridicăm pe picioare. Și așa să facem o rugăciune comună. Dacă ai înțeles astăzi ce înseamnă să fii mâinile lui Iisus, picioarele lui Iisus, ochii lui Iisus și gura lui Iisus, așa sunt pe roși, să spui. Doamne, n-am și n-am. Doamne, vreau cu tine să fiu. Ca tine, Iisus.